îl va nominaliza președintele Klaus Iohannis pe domnul Ciolacu ca premier? Sau păi, nu? Dacă o dă jos pe doamna Firea, probabil că ăsta e prețul. Dacă domnul Ciolacu... Eu am fost absolut convins, n-am spus-o niciodată. Dar domnul Ciolacu trebuie să plătească un preț. Altfel vine domnul Iohannis și de nu sunt de acord. Eu nu sunt partea, înțelegerii. În declarația mai amplă pe care a făcut-o și în care noi am dat o secvență, îmi spunea cineva pe telefon că este o zonă în care vorbește despre constituționalitatea numirii primului ministru. Da, adică și... reamintește tuturor că el de fapt decide. El decide. Da. Deci ăsta e prețul. Ăsta este prețul. Așa cum el cere PNL-ului să scape de Bode.